Avem alături de noi pe doamna Sim Lidia, reprezentantă a Fundației Christian Help in Need. Am vrea pentru început să ne spuneți ce este această fundație și care sunt proiectele acestei fundații. Da, bună ziua! Am început această fundație după o perioadă prin care am trecut prin grele încercări și am ajuns să văd pe pielea mea ce înseamnă să n-ai o pâine pe masă sau să nu poți să-ți plătești medicamentele în situații în care sunt bolnav. Și după ce am trecut de perioada asta, Domnul mi-a pus pe inimă să fac această fundație, simțind împreună cu cei care trec prin aceste încercări și prin aceste probleme. Am filmat acolo și am fost la copiii aceștia săraci care dorm acolo în grajdul acela și care chiar îi spuneau că urmează să fie dați afară și din grajd. De nici în grajd nu au loc, așa cum Domnul Iisus Hristos nu a avut loc decât într-un grajd, într-un sălaj, într-o iesle. Așa au și ei loc pe pământul ăsta. Ce ne puteți spune deci despre acești copii și despre această lucrare? Această familie a venit în urmă cu câțiva ani în satul nostru, din județul Satu Mare, și tot așa au stat pe unde au putut. Atunci erau cu 2-3 copii și au stat și în ceva case, în chirie, după care s-au mutat într-un grajd. Și au stat acolo cam 3-4 ani în acel grajd. Anul trecut, în luna noiembrie, proprietarul a vândut grajdul și eu le-a spus să elibereze într-o săptămână, două, le-a spus să elibereze locația respectivă. Și am stat înaintea Domnului, ne-am rugat și i-a lăsat administratorul, i-a lăsat la celălalt graj să stea, dar numai pe perioada de iarnă. Acum, venind primăvara, ei vor trebui să plece din nou. Momentan, familia are 8 copii. Tatăl lucrează cum poate cu ziua în sat, la oameni, dar nu este suficient, nu se pot descurca. Îi ajut cum pot, cu haine, cu încălțăminte, dar nevoia lor cea mai acută este de mâncare. Și în privința aceasta... Da. În afară de acest proiect, deci ce alte proiecte aveți și cum credeți că v-ar putea ajuta cei care ne vor urmări? Am mai avut un proiect, mai am un proiect, o familie i-a ars casa în urmă cu 4 ani. I-am dus la mine, au stat perioada de 8 luni de zile, au stat la noi acasă. Cu ajutorul satului, cu ajutorul primăriei și cu ajutorul Domnului, în primul rând, am reușit să le facem, o nouă locuință, 2-3 camere. Problema în cazul acestei familii este tatăl, care avea o pensie în această familie, săptămâna trecută a decedat, familia rămânând fără niciun fel de venit și sunt cu probleme psihice, cu unul dintre copiii are probleme psihice, are 27 de ani și nu am reușit nici cum să-i fac o pensie, spunându-mi că nu se încadrează, gradul lui de handicap nu se încadrează la boala pe care o are. Deși în această privință, dacă Domnul, un medic sau ceva... Și dacă vrea cineva să ajute la aceste proiecte, cum vă poate contacta? Am numărul de telefon, am un cont. Spuneți, da. Care este numărul de telefon? Numărul este 0741-187-141. Și adresa, deci în localitatea? Da, este localitatea Mândruloc, numărul 299, județul Arad. Vă mulțumim frumos și Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute în această lucrare care o faceți pentru acești copii și acești săraci. Da. Și ceea ce m-a motivat, Psalmul 41:1, cel ce se îngrijește de cel sărac, în ziua nenorocirii Dumnezeu îl va izbăvi.
Dumnezeu să vă ajute. Amin.